Arestare spectaculoasă luni în București, unde polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Argeș, sub coordonarea procurorilor DIICOT Argeș, au arestat un VIP pentru trafic de droguri. Cel capturat de oamenii legii argeșeni este congolezul Malonga Sorin Parfe, realizatorul emisiunii Fotbal la Max, difuzată în trecut de ProTV. Malonga Sorin Parfe este acum angajat ca inspector la Direcția de Utilități Publice de la Primăria București. În anul 2011, acesta a mai avut probleme cu legea, fiind cercetat tot pentru trafic de droguri. Realizatorul TV a fost prins în flagrant delict de ofițerii BCCO Argeș în București, în timp ce vindea cannabis unei polițiste sub acoperire. Acesta avea la el 10 grame de prafuri pregătite în doze de câte un gram fiecare. În timpul percheziției din mașina sa au mai fost găsite alte 20 de grame porționate, dar și vrac. În mașină ai droguri? Răspunde! Am cannabis atunci. Ai cannabis? Cât ai? Cât cannabis ai? N-am numărat cât am. Cât am cât? Aproximativ. Puțin, nu prea mult. 10, 20, ce înseamnă puțin? Nu mai știu exact. Pentru ce l-ai? Pentru mine și... Vedeta congoleză vindea cu 60 de lei doza, fără să aibă habar că cel care cumpăra era un om al legii. A fost reținut fiind dus la Inspectoratul de Poliție al județului Argeș. El riscă să rămână în arest pentru 29 de zile. Este reținut la această oră 24 de ore. Urmează să fie prezentat pentru mandat cu propunere de arestare preventivă 29 de zile.